poate să depisteze, să vadă acest lucru foarte ușor. Vera Budan. Discursul ei se numește Funii sau flori. Dar înainte de toate, avem și pentru tine o întrebare. Eu vreau mai întâi să spun că poate Vera să ne spună din ce cauză nu mai are copii cu care să lucreze. Că cineva a închis școlile copiilor, da? Dar să trecem la întrebare și să ne spui tu, Vera, care sunt bolile psihice predominante la politicieni? Și ai variante de răspuns. A. Psihopatia. B. Mania. C. Paranoia. D. Diaree. Putem găsi câte un psihopat pe toate celelalte trei. De obicei sunt psihopați. Dacă au ceva de regulă. Sunt persoanele care... Nu era cabinetul meu. Era ceva mai departe și nu știu. Bine, atunci mi-a dat succes. Fie
fiecare zi, săptămână sau în anumite momente când viața nu pare la fel de dulce fără. Sunt foarte mulți, mai puțin în această seară, în această sală, care refuză cadoul vieții prin alte mici. Da. Poate credeți că suntem aproape sfinți. Nu consumăm alcool, nu fumăm și totuși folosim chestii care ne fac să refuzăm viața așa cum este ea, vie, de afară, din inimă, din emoții, reală, frumoasă. Și sunt și alte lucruri care ne ajută să facem. Mult mai puțin vicioase la prima vedere. Nu mai vezi așa ceva în casă de mult, nu-i așa? Din păcate, există funii care ne leagă de gât. Mult mai plăcut, mult mai dulce decât cele obișnuite, decât cele vizibile. Și totuși, chiar dacă acest cadou ne l-a oferit părinții, sau natura, sau Darwin cu evoluția sa, sau Dumnezeu, cel mai important lucru pe care îl vrem atunci când oferim un cadou, este ca acesta să fie acceptat. Să fie acceptat și să fie trăit. Trăit cu adevărat. Ce alegem? Funii sau flori? Vă mulțumesc!